Continuăm șirul lansărilor editurii cu Mantas Fiction, cu seria de autori pe care îi o dedicăm lui Fernando Pessoa. Al patrulea volum din această serie este un volum extrem de incitant, fie și numai pentru faptul că acesta conține toate scrisorile de amor pe care i-a trimis Fernando Pessoa, Opeliei Queiroz, logodnica lui de apururi și soție niciodată. De asemenea, 10 scrisori ale Opeliei către el, pagini extraordinare de jurnal și apoi, din eseistica lui Pessoa, cronica vieții care trece în idei incomode, scandal de presă ca farsă metafizică, înșelătoare pledoarii pentru false ambiții politice, provocările unui bancher devenit anarhist prin îmbogățire, canibalismul ca artă culinară, indignările unui budic și elogiul piromaniei sau despre labirintul gloriei. Invitații mei de astăzi sunt doamna Oana Pelea, care va avea marea bunăvoință și noi vom avea marea plăcere să o ascultăm, să ne citească fragmente din scrisorile lui Pessoa către Opelia și din scrisorile Opeliei către Pessoa. Apoi, alături de domnia sa, se află domnul Daniel Perdigau, care este profesor universitar și predă portugheza la Universitatea din București. De asemenea, este directorul Institutului Camões. Alături de domnia sa, excelența sa, scriitorul și profesorul universitar Mihai Zamfir și, nu în ultimul rând, dar cea mai apropiată de mine, traducătoarea nedistinsă, traducătoare, cea care ne-a făcut o adevărată bibliotecă din literatura portugheză, Micaela Ghițescu, care de asemenea este scriitoare. Seria de autor, Fernando Pessoa, este îngrijită de poetul și traducătorul Dinu Flămân, căruia îi datorăm Cartea Neliniștirii, bestseller Humanitas Fiction din 2011, a ajuns la a treia ediție. Îi datorăm de asemenea un masiv volum din poezia lui Pessoa, îi datorăm de asemenea majoritatea traducerilor din Ultimatum, a făcut acest volum alături de Micaela Ghițescu, și de asemenea majoritatea traducerilor din Cronica Vieții care trece. Ce e important în acest volum? Trei texte esențiale, este vorba despre Calupul de scrisori, apoi este vorba despre Cronica Vieții care trece și despre Bancherul Anarhist. Traducerea acestor părți importante din opera lui Fernando Pessoa sunt traduse de Micaela Ghițescu. Permiteți-mi să-i dau cuvântul la început domnului profesor Daniel Perdigau.